Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu și procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Giurgiu, au efectuat joi de dimineață 3 percheziții în municipiul București, 2 în județul Giurgiu și 3 în județul Ilfov. Acțiunea a vizat probarea activității infracționale a 11 persoane bănuite că din anul 2012 ar fi constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni economice. În fapt, din cercetări a reieșit că prin înființarea, cesionarea sau preluarea unor societăți comerciale tip fantomă, direct sau prin persoane interpuse, cei în cauză ar fi întocmit documente contabile fictive, sustrăgându-se de la plata taxelor către stat. În circuitul infracțional, gruparea infracțională ar fi atras și alte firme prin intermediul cărora efectuau achiziții intracomunitare de carne sau animale vii de la persoane fizice la negru, pe care ulterior le sacrificau într-un abator. Achizițiile erau mascate prin intermediul societăților menționate care aveau un comportament de tip fantomă, carnea rezultată fiind comercializată pe teritoriul României. Astfel, gruparea infracțională ar fi obținut direct sau indirect beneficii financiare sau alte beneficii materiale, atât pentru sine cât și pentru alții. Împreună cu procurorii din cadrul DIICOT Giurgiu și polițiști de la IPJ Giurgiu au efectuat un număr de 8 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și județele Giurgiu și Ilfov. În urma activităților desfășurate, 7 persoane au fost conduse la DIICOT, Biroul Teritorial Giurgiu, în vederea audierilor. Față de 5 dintre acestea a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În cauză a fost stabilit un prejudiciu de 37 de milioane de lei prin comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile a celor 5 inculpați până la concurența sumei de 1.227.500 de euro. Cu ocazia percheziției efectuate la societatea comercială din județul Giurgiu au mai fost dispuse următoarele măsuri. Direcția Sanitar-Veterinară pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu a identificat un număr de 13 bovine pentru care nu s-a putut stabili trasabilitatea. În acest sens, inspectorii DSV au sancționat societatea cu o amendă de 12.000 de lei. În cadrul perchezițiilor, amenzi au fost aplicate și de cei de la Biroul Imigrări. Cercetările continuă față de cei în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.